În weekend, polițiștii dâmbovițeni s-au întrecut în acțiuni. În municipiul Târgoviște au fost reținute 4 permise de conducere și au fost aplicate 76 de sancțiuni în valoare de peste 8.500 de lei. În Găiești a fost organizată o acțiune în zona oborului săptămânal. Au fost verificați 15 agenți economici și au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale în valoare de 5.600 de lei. Un bărbat de 39 de ani din localitatea Răzvad a fost depistat de echipajele de la rutieră în timp ce conducea un autoturism pe șoseaua Găiești, fiind sub influență a băuturilor alcoolice. Testat cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,63 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Cercetată penal este și o tânără din București de 23 de ani, care a fost prinsă la volan pe drumul național 71, în interiorul localității Doicești, fără a poseda permis de conducere. Și în acest sfârșit de săptămână, polițiștii târgovișteni au acționat pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea și combaterea faptelor de natură penală, dar și pentru diminuarea evenimentelor rutiere. Au fost oprite în trafic 79 de autovehicule, s-au reținut 4 permise de conducere, polițiștii aplicând totodată 76 de sancțiuni. Valoarea acestora depășește suma de 8.500 lei. În urma unei acțiuni organizate de polițiștii din Dragomire și Voinești, a fost confiscată o cantitate de 16 metri cub de material lemnos, care a fost predată reprezentanților ocolului Silvic Stursen. Totodată au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare de 7.000 de lei. Au fost prinși 2 urmăriți din Fieni și Răcari, care fugeau de executarea pedepsei cu închisoarea. Cei 2 au fost introduși în centrul de reținere și arest preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița.